Ne aflăm în cartierul mitic Apostol, un loc uitat de zeci de ani de autorități și de toți primarii care s-au perindat de-a lungul timpului pe la conducerea orașului. Domnule Giurumescu, vă rog frumos să spuneți cum reușiți să trăiți în anul 2022 în Ploiești, fără apă și fără canalizare. Eu sunt unul dintre norocoși pentru că pe lângă terenul meu era totuși tub de apă și am putut să iau apă bineînțeles, cu formalitățile complicate necesare, am putut să iau apă și am apă curentă, circa o treime din gospodărie au apă. Alminter însă, fără canalizare, cum ziceți, cu noroaie, parțial s-a mai rezolvat problema cu griblura întinsă pe străzi în cursul anului acestuia, adică din resturile de la reparația altor străzi din oraș. Însă, alminteri, este foarte greu și foarte dezamăgitoare comunicarea. Irina Șelaru, mă numesc din partea Asociației AMA a locuitorilor din Mitica Apostol, care se descurcă greu, evident, și care de-a lungul anilor au stat prea în umbra problemelor, tot timpul au așteptat să se rezolve, dar lucrul ăsta oarecum a încetat de când s-a făcut această asociație, de când locuitorii comunică și spun problemele. Principal, problema este alimentarea cu apă, care lipsește din mai bine de jumătate din cartier și vă dați seama că în perioada asta de secetă este foarte greu să te alimentezi din subteran. O altă problemă ar fi calitatea apei din subteran, pe care evident că nu o controlează nimeni și nu e clar ce fel de apă bem noi aici. A doua problemă este canalizarea, care a fost înșirată prin anul 2019. Ulterior, la încercarea de preluare de către operatorul canalizării din oraș, s-a dovedit că are deficiențe tehnice care n-au putut fi depășite în așa fel încât operatorul nu a preluat-o. Este foarte grav și faptul că această canalizare nu are stație de epurare, prin urmare ea nu poate fi funcțională până nu este făcută și stația de epurare. Iar în decursul anului 2020, noi am purtat nenumărate discuții cu reprezentanții primăriei. Am scris zeci de petiții către Consiliul Local, am dat zeci de telefoane, toată lumea a fost de acord cu noi, toată lumea ne-a promis că ne susține. Iar după ce consilierii au votat împotriva prelungirii contractului cu operatorul de apă și canalizare, lucru care pentru noi însemna rezolvarea tuturor problemelor în 12 luni, s-a cam lăsat tăcerea. Iar acum scrisorile pe care le scriem noi către primărie, către consiliu, că nu au primit nici măcar un răspuns, nu mai vorbesc de un răspuns evaziv, un răspuns oarecare, nu am primit răspuns de la primărie, de la Consiliul Local, de la comisiile Consiliului Local. Și suntem în situația asta, în care am reușit de a-mi convins să se facă această pietruire pe străzi, pentru că a treia mare problemă era faptul că nu se putea circula de noroi și de praf. S-a făcut pietruirea în cam jumătate din cartier. Sperăm, a fost oprită de câteva luni, nu s-a mai continuat. Sperăm să se finalizeze, pentru că planul era ca după ce se termină rețelele de alimentare cu apă și canalizare să se facă și asfaltarea cartierului. Nu mai zic de terenurile care sunt pline de bălării, de lipsa curățeniei stradale. În
2020 noi am pornit o asociație în cartier și chiar înainte de a încheia demersurile juridice, la sfârșitul anului 2020, imediat după alegeri, în toamnă, am început să comunicăm cu autoritățile locale, cu primăria. Am participat, cred că începând de prin iarnă până în iunie 2021, la numeroase ședințe la primărie, unde primarul i-a invitat pe reprezentanții celor care au făcut canalizarea, aceea care nu duce nicăieri, pe cei de la Apanova. În 2021, în iunie, primarul a înființat și un grup de WhatsApp de comunicare cu noi, pe care a comunicat cu noi direct sau prin reprezentanții lui până în 9 mai anul acesta și de atunci nu ne-a mai răspuns la niciun mesaj, probabil pentru că nu știe nici el ce să mai spună. Din câte ne-am dat seama, după acele evenimente ciudate în care consilierii, chiar consilierii de la partidul primarului, după ce fuseseră în grupul de lucru, comisia aceea, da, care a negociat cu Apanova o prelungire a contractului, dintr-o dată s-au întors și au votat împotriva acelui contract. Dacă am putea să ne gândim și să indicăm un vinovat, cine credeți dumneavoastră că ar fi de vină pentru situația în care vă aflați? Și nu suntem tocmai în măsură să spunem noi cine e vinovatul, dar părerea noastră este, în general, așa poate a mea personal, este că sunt interesele politice mai importante decât cele ale gospodarului de localitate. Și atunci noi o considerăm o discriminare. Nouă ni se pare, eu personal mă consider discriminată că eu nu am alimentare cu apă așa cum au ceilalți din oraș. Cei din oraș nici nu se gândesc cum ar fi să trăiască fără apă. Apă rece, că eu știu că e o problemă foarte serioasă cu apa caldă. Eu, Irina Șelaru, nu am apă rece în orașul Ploiești. Și vinovații, nu știu, primăria, Consiliul Local, toți consilierii care ne-au asigurat de înțelegerea lor și apoi nu au ridicat măcar în ședințele Consiliului Local problema asta, să o discute, măcar să vedem că se discută, că se încearcă. De ce au votat împotriva prelungirii contractului și cu Apanova și apoi nu au făcut nimic? Trebuia să fi făcut pe banii primăriei alimentare cu apă, că așa a fost vorba. Considerați că este cineva de vină pentru situația în care vă regăsiți? Da, eu nu mă jenesc să spun că întotdeauna cine are puterea are și răspunderea, deci vina. În acest moment se pare că PNL-ul are puterea cea mai mare în Ploiești. Deci PNL-ul poartă răspunderea. Până în 2020 PSD-ul n-a făcut nimic pentru noi. Acum se pare că e rândul PNL-ului să nu facă nimic pentru cei de aici.